Bine ați revenit! Întrebarea la care voi da răspunsul azi a fost în legătură cu o bicicletă. Pe scurt, bicicleta nu cade și se poate deplasa numai în linie dreaptă. Legăm de pedala din dreapta, cea pe care o vedeți în desen, o sfoară și tragem de sfoară în sensul pe care îl indică săgeata. Și întrebarea este, ce face bicicleta? Să presupunem că bicicleta se găsește pe o suprafață orizontală, asfaltată, și am făcut-o să stea cumva pe verticală, nu cade lateral. De pildă, i-am atașat niște roți mici, așa cum se procedează cu copiii care învață mersul pe bicicletă. Să mai presupunem că asupra ei acționează două forțe, așa cum vedem în desen. În ce sens se deplasează bicicleta? Bineînțeles, în sensul pe care îl are forța mai mare, în cazul desenului, forța roșie, așa că bicicleta se deplasează spre înapoi în acest caz. Acum să vedem ce se întâmplă când tragem de pedală cu o forță, așa cum zice întrebarea. Partea de sus a lanțului se întinde și trage de roata dințată mică, care încearcă să pună roata bicicletei din spate în mișcare, așa cum se întâmplă când mergem cu bicicleta și apăsăm pe pedale. Asta înseamnă că roata din spate împinge asfaltul înapoi, cu o forță de o anumită intensitate. Conform principiului acțiunii și reacțiunii, asfaltul împinge roata spre înainte și odată cu ea toată bicicleta, cu o forță de aceeași intensitate. Nu vă pot arăta deocamdată pe desen această forță, pentru că întâi trebuie să știm dacă este mai mare sau mai mică decât forța cu care tragem de pedală. Dar vom avea și în acest caz două forțe care acționează asupra bicicletei, forța care trage de pedală și care încearcă să o miște spre înapoi și forța cu care asfaltul împinge roata bicicletei, deci până la urmă bicicleta spre înainte, care încearcă să o miște spre înainte. Ca să aflăm dacă această forță este mai mare sau mai mică decât forța cu care tragem de pedală, trebuie să cunoaștem principiul pârghiei. Produsul dintre valoarea forței și distanța de la ea până la punctul în care se poate roti pârghia, distanța numită brațul forței, are aceeași valoare pentru amândouă forțele la echilibru, adică produsul F1 de 1 trebuie să fie egal cu produsul F2 de 2. Ele sunt egale. Deci, brațul unei forțe și forța care acționează ne dau un produs care este același pentru cele două forțe. Asta înseamnă că dacă brațul unei forțe este, să zicem, de 5 ori mai mare decât brațul celeilalte forțe, atunci forța despre care vorbim este de 5 ori mai mică decât cealaltă forță. Spunem că forțele sunt invers proporționale cu brațele. Acum să ne întoarcem la bicicletă. Ce legătură are cu pârghia? Și în cazul bicicletei avem, în principiu, o pârghie, numai că brațele ei sunt separate prin transmisie. Brațul forței cu care tragem de pedală este egal cu segmentul roșu din desen, adică aproximativ cu raza cercului pe care îl descrie pedala în timpul mișcării. Deci putem spune că un braț al pârghiei este tija la capătul căreia se găsește pedala, iar forța care acționează la capătul acestui braț este forța cu care tragem de pedală. Unde este celălalt braț și cealaltă forță? Ca să-l găsim, trebuie să punem întrebarea unde există o altă forță cu care bicicleta interacționează cu exteriorul. Cealaltă forță este forța cu care roata împinge asfaltul spre înapoi. Cât este brațul acestei forțe? Este distanța de la forță la axul roții, adică segmentul albastru din desen. Acolo avem, deci, celălalt braț al pârghiei. Practic, el este materializat prin spițele roții. Dar spițele roții sunt mai lungi decât tija pedalei.
Înseamnă că forța cu care bicicleta împinge asfaltul spre înapoi este mai mică decât forța cu care tragem de pedală. Și așa cum v-am mai spus, pentru că roata împinge asfaltul înapoi cu această forță, asfaltul împinge înainte roata și toată bicicleta cu o forță egală în modul. Așa spune principiul acțiunilor reciproce și asta înseamnă că forța care împinge bicicleta spre înainte, acum o putem vedea în desen, este mai mică decât forța cu care tragem de pedală și care încearcă să miște bicicleta spre înapoi. Și am ajuns la situația despre care am vorbit inițial, adică avem două forțe de sens opus care acționează asupra bicicletei, în ce sens se va mișca bicicleta, în sensul forței mai mari, adică spre înapoi. Foarte interesant este faptul că atunci când tragem de sfoară și bicicleta se mișcă spre înapoi, pedala se mișcă înspre înainte față de bicicletă. De aceea vă recomand să faceți acest experiment și veți vedea cât de ciudat pare faptul că atunci când tragem de pedală spre înapoi, ea se mișcă înspre înainte. Răspunsul corect este, deci, bicicleta se deplasează spre înapoi. O observație, dacă vreți să țineți seama și de roțile de transmisie prin lanț, vă puteți gândi în felul următor. Roata mică a lanțului este de 3-4 ori mai mică în diametru decât roata mare a lanțului. Dar roata bicicletei este de mai multe ori mai mare decât roata mică a lanțului, nu doar de 3-4 ori. Așa că forța care se obține la contactul roții bicicletei cu asfaltul este mai mică decât forța cu care tragem de pedală. Se poate spune cu o expresie românească că englezești traduse ad literam auzim tot timpul din păcate, că internetul geme de relatări greșite ale unor descoperiri și evenimente științifice. Așa că m-am gândit să vă pun din când în când întrebări legate de posibilitatea ca astfel de relatări să fie adevărate. În acest fel, mai aduc un argument în favoarea educației științifice, pentru că e singura care ne poate ajuta să deosebim adevărul de minciună în cazul unor relatări de acest gen. Să presupunem că citiți pe internet următoarele. O echipă de cercetători din, urmează numele unui oraș dintr-o anumită țară, n-are importanță pentru întrebare, a reușit să obțină un aliaj cu două proprietăți care îl fac foarte important pentru industria aeronautică și anume este extrem de rezistent și în același timp are o densitate foarte mică. Pentru a demonstra aceste proprietăți, cercetătorii au realizat, folosind acest material, o sferă goală cu raza de un metru, cu pereți atât de subțiri încât sfera cântărește doar 5 kg. Și pentru a demonstra rezistența materialului, au scos aerul din sferă cu pompe de vid foarte performante, astfel încât în interiorul ei este un vid aproape perfect. Și cu toate acestea, sfera rezistă foarte bine la presiunea atmosferică. Publicul poate să vadă sfera vidată, care este expusă în holul universității, pe un tub confecționat din același material, așa cum vedeți în desen. Fără să vă gândiți la probleme de ordin tehnic, ce credeți? Este măcar teoretic posibil ca tot ceea ce a fost relatat să fie adevărat? Vă mulțumesc pentru atenție, aștept răspunsurile voastre, la revedere!